Intersecția de la Aleia a devenit o adevărată capcană atât pentru șoferi cât și pentru pietoni. De când municipalitatea a decis ca pietonala Mircea cel Bătrân să fie redată traficului rutier, a început coșmarul pentru șoferi și pentru pietoni. Se pare că de mai bine de o săptămână de când lucrările au început, semafoarele nu mai merg. De aproape o săptămână, cei care ați ajuns prin intersecția de la Alei ați văzut că nu funcționează semaforul. La orele de vârf, intersecția se aglomerează, mai ales că face legătura cu zona industrială a orașului. Motivul nefuncționării pare să fie redeschiderea pietonalei Mircea cel Bătrân. Cum era de așteptat, redeschiderea traficului rutier pe pietonala Mircea cel Bătrân nu mulțumește pe toată lumea. Chiar dacă majoritatea locuitorilor din Giurgiu au fost de acord ca pe cea mai veche pietonală din oraș să circule și mașini, de această dată se pare că cei nemulțumiți sunt șoferii care au de suferit din cauza semafoarelor care nu funcționează. Deși intersecția de la Alei este o intersecție cu trafic intens, autoritățile spun că deocamdată nu pot rezolva problema. Instalarea unor noi semafoare atât pentru pietoni cât și pentru șoferi și montarea semnelor de circulație se vor finaliza la sfârșitul săptămânii viitoare. Potrivit directorului economic al Societății Peisagistică și Întreținerea Spațiilor Versteliana Cara Mihai, traficul va intra normal odată cu finalizarea lucrărilor.